rolul, dacă vrei, a definirii clientului ideal versus clientului real, cel mai de bază rol este să testezi gradul de accesibilitate la produsul slash serviciul tău. Cu cât reușești să-l faci mai accesibil, și asta e singura constantă în orice înseamnă comerț în general, cu cât produsul tău este mai accesibil, și atenție, accesibil nu înseamnă preț. Ce înseamnă asta? Accesibil înseamnă ușurința cu care eu pot să intru în posesia lui. Serviciu sau produs. Este ușurință. Ușurință înseamnă ce? De la caz la caz poate să însemne anumite lucruri. Ăla care ți-a... Dau acum exemplu pe mine, că aici mi-e ușor să fac exercițiul ăsta. Ăla care îți face site de 50 de euro, ăla o să te pună să te duci să vorbești la hosting, să-ți scrii singur textele, să te gândești tu cum să faci SEO, să-i faci rost de poze, să și mai mult ca sigur că o să livreze în 6 luni. Ăsta care ți-a 1000 de euro, nu te pune să gândești, vine și zice zi-mi o propoziție, exact cum a fost cazul vostru. Zi-mi, o fac în propoziție și de acolo încolo lasă-mă că știu eu ce am de făcut, nu trebuie să-ți bați tu capul. Și vin la final și împreună cu tine validăm și dacă nu e ok, tot eu mai alterez, nu trebuie să-ți bați tu capul. A, e o problemă cu hostingul. Nu îți bate capul, oricum nu știi ce ai de vorbit. Lasă că vorbesc ok și eu pe scurtătură, că eu deja am un sistem și eficient. Nu indexez pe SEO, nu e niciun fel de problemă. Lasă că spune două articole unde știu eu, că am infrastructura, că de-aia costă atâta, și să vezi cum începe să crească. Nu știi cum să faci video, păi nu e o problemă. Vino, stai cu mine la o cafea, te învăț. Înțelegi? Și atunci, la mine e mult mai accesibil, pentru că de la mine nu obții doar site-ul. La mine obții toată experiența. Obții în primul rând o relație care de cele mai multe ori ajunge o relație de prietenie, în care mă pot suna la 11 noaptea, mi-a picat site-ul, ce să fac. Și eu mai departe preiau problema de la tine, preiau greu și îl duc mai departe și îl rezolv. Și tu la final vii zici că nu mă costă. Și eu zic cum să te costă. Că noi deja suntem într-o relație. Eu treaba asta am făcut-o pentru că țin la tine, pentru că eu vreau să te văd crescând. Pentru că tu când crești înseamnă că o să cumperi mai mult de la mine.